surprize pe toate părțile. O zi frumoasă, aceeași combinație efervescentă, plină de tonus, de energie, de optimism, de bună dispoziție ca ieri. Mai puțin niște tensiuni, deci în ansamblu ieșim pe plus. Iată ce anunță astele pentru cele 12 zodii. Berbec, adevărul pare să fie undeva la mijloc și oricum nu are rost să intrați acum în dispute sau să stricați un parteneriat pentru chestiuni minore. Ar putea reveni, cu propuneri modificate, un partener de negocieri și ați putea ajunge la un acord și să semnați un contract. Taur, o zi destul de încărcată, așa cum v-ați obișnuit de altfel în ultima perioadă. Pentru cei singuri, o activitate urgentă vă poate aduce în situația de a coopera cu un coleg. Odată lucrurile rezolvate, putem constata că aveți destul de multe în comun, astfel încât veți dori să vă vedeți mai des. Gemeni, sunteți activi și plini de imaginație. Va trebui însă să căutați rezolvări practice sau răspunsuri concrete la problemele ridicate de parteneri, de colegi. Este posibil să faceți acum o investiție în viitorul copiilor voștri. Își doresc acum diverse cursuri, echipamente sportive, instrumente muzicale. Rac, încasați niște bani. Ar putea fi dintr-o afacere imobiliară, chirie sau poate că vindeți ceva. Plin de emoții și de griji față de cei din familie, doriți să le cumpărați ceva la care visează de mult. Se poate întâmpla ceva important pentru voi. Vi se face dreptate, vi se înapoiază ceva semnificativ. Leu, posibil să comunicați abia acum celor interesați o decizie pe care ați luat-o mai zilele trecute. Vă înnoiți vestimentar, sufleteșteți, începeți un proiect personal sau poate că este prima zi pentru voi într-o nouă postură, o nouă funcție, un nou rol. Fecioară, un moment de reflecție. Trageți linie și adunați. Vă hotărâți poate să continuați pe cont propriu activități sau proiecte pentru care nu ați primit încă sprijinul sau înțelegerea așteptate. Oricum, vă bazați mai puțin pe alții. Începeți să vă puneți în valoare talente și abilități. Balanță. Prin critici sau prin sugestii, vă deschide cineva ochii asupra perspectivelor unui proiect, iar mai departe lucrurile depind doar de voi. Sunt șanse bune să vă rotunjiți contul cu o sumă neașteptată. Ar putea fi vorba despre o primă, o recompensă, un bonus pentru rezultate recente. Scorpion, veți descoperi poate că niște lucruri care pentru voi sunt clare, pentru alții sunt de neînțeles. Și tocmai de aceea ar fi bună o discuție sau niște explicații, lămuriri. Oricum, veți realiza că s-a gândit cineva la voi în tot timpul în care nu v-ați văzut față în față. Săgetător, ambiții, visuri și dorințe. Totul este bine și frumos, însă va trebui să luați în calcul și investițiile și riscurile aferente proiectelor pe care le aveți în vedere. Apare o invitație la o petrecere sau la un eveniment desfășurat în cadrul breslei voastre. Capricorn, discuții, întâlniri, negocieri. Poate că este nevoie să vă susțineți punctele de vedere fața unor șefi sau unor autorități. Decizii ale voastre anterioare pentru a vă putea păstra nepătată imaginea voastră profesională și socială. Sunt bune șanse acum să se risipească norii într-o relație de suflet. Vărsător, nerăbdare, graba, dorința să terminați toate activitățile începute și să faceți față tuturor solicitărilor. Ar fi bine totuși să nu vă împrăștiați și să nu vă pierdeți cu firea. Evenimentele vă obligă să socializați, să schimbați păreri și idei. Ar putea să apară ceva sau cineva care să vă scoată dintr-un impas. Pești, alergătură destulă, emoții până la predarea unui lucrări sau până la finalizarea unei activități, ori atingerea unui obiectiv. Pe moment, totul pare să fie în regulă. Mai târziu însă se va resimți efortul vostru. Tocmai de aceea este bine să acordați atenție sănătății refacerii. Faceți-vă o plăcere, răsfățați-vă. Să avem o zi bună! Așa. Mulțumim, să fie! Domnul Remus. Apropo, astăzi...